putut crea acele opere pe care le duceți la pas, sau? Mă simt ca o albine. Ah, trenul. Mă simțiți ca o conducător de tren. Da. Trenul o să-mi lipsească mult timp, fiindcă îmi alină gândurile și zi și noapte. Este un moment pur filozofic. Fără trenul ăsta, tabăra ar fi foarte săracă. Deci devine o emblemă sonoră a taberei de la Plaj. Numai decât, da, da. Ați putea să mai spuneți despre o altă emblemă? Dacă ar fi să creați o schiță. Încă o emblemă, nu atât de caracteristic Blajului, dar România este câinele. Câinele. Câinii sunt niște duhuri pierdute după Revoluție, care merg și pânăresc România, niște ființe sufletești. Și din nou filozofice. Deci și aici ați pune emblema taberei un câine sau mai mult, o haită? Noi artiștii la tabere de creație tot ne facem niște câini. Singurate și în haită. Dar un câine mai blând care v-a influențat a existat? Da, cel mai blând câine din tabără a fost Dan Cioca. Ce s-a întâmplat? De ce este cel mai blând? Revenind de peste ocean, și-a pierdut, cum ar spune cuvântul acela, este mai sus de anumite momente românești și... Este mai rece față de anumite. Din contră. Mai sus? Mai adică sus. Privește lucrurile de sus. Cu o anumită detașare. Da. Și asta este o... Deci acest lucru... Este un plus mare. Credeți că ești mai departe de un anume loc de interes, devii mai profund în a-l observa? Dacă dorești. Dar nu se umple și de mai multă imaginație? Imaginația poate se îmbogățească și într-un loc foarte închis. Lucrăm aici într-un spațiu închis, într-o semne subsol și s-a făcut mult soare aici. Cred că artiștii au dat spațiul ăsta în soare, care n-a fost fizic aici. Unde ați avut atelierul de creație, să spun așa, în tabără și împreună cu cine? A fost patru colegi. Am fost la sală sportivă, după cum am înțeles noi, și am făcut și sport imaginar și am pictat, discutat și asta și ne-am bucățit. Cu cine ați fost în atelier? Cine a mai fost în atelier? Dan Cioca, de care am spus că este blând și tare. Ovidiu Sălăgean, de la Cluj, care a fost un privitor și un filozof din Transilvania, și colegul în violet, Alexandru. Un violet Alexandru? Da, un violet Alexandru. Da. Da, dintre toți colegii, totuși v-ați simțit foarte atât de apropiat de Dan Cioca, încât la un moment dat am fost surprinsă și nu am știut dacă unele lucruri de ale lui sunt făcute de dumneavoastră. Dacă ai văzut vizualul momentele astea, în primul rând nu văd nimic rău în lucrul ăsta, fiindcă tabăra de creație este un laborator de împrumut, de schimbări, de păreri și în ceea ce facem noi. Dar vreau să spun, vreau să accentuez că suntem pictori foarte diferiți, cu diferite expresii, practic de viață și de filozofie. Dar poate ți s-a părut pur vizual în momentele astea. Fiindcă orice tablou are partea vizuală și partea cea care nu se vede. Fiecare lucrare conține o taină și un moment de inspirație. Sau poate mai multe. Mi-ați spus că
Vă stimulează durerea. Numai nu cred de cap. Nu, dar la Blaj v-a stimulat disconfortul? Un pictor nu are nevoie de așa mult confort, așa că... De ce fel de confort? Păi nu știu ce spune ce confort, fiindcă un pictor trebuie să aibă un puțin disconfort, măcar cel social, ca să-l doară ceva la un trip, ca să aibă o izbândă oarecare. Sunt anumite lucruri care putem să le trecem cu vederea. Pentru mine este foarte important că am lucrat aici și am găsit ceva nou pentru mine. Disconfortul acela îl trecem cu vederea, fiindcă așa e situația. Când am venit la un simpozion de economie sau de relații internaționale. Și ce ați găsit nou? Nou? Am găsit ceva nou. Am găsit ceva nou. Pe care vă înțelege mai bine peste o lună, două. Fiindcă aici, cum am mai spus, a fost un laborator de creație și toate lucrările mele a fost un experiment. Aici am încercat ceva nou în dependență de situație. Că un pictor stă anul întreg în atelier, dar are nevoie de aer nou, de sânge nou. Și aici m-a făcut situația să încerc alte momente în ceea ce fac eu. Ce faceți cu acele experimente? În ce mod le folosiți? Și care public se adresează? Fiecare artist orientează lucrările sale, creația sa, unei păture sociale. Nu putem să facem pentru toți, pentru toate masele taborului. Și în timp de ani, pictorul, prin lucrările sale, și educă spectatorul. Lucrările care le cumpărau oamenii cu 10 ani urmă, latura de oameni, pătura socială, s-a schimbat puțin, cred eu. Se schimbă și viziunea artistului. Și căror sensibilități se adresează? Celor exacerbate, celor comune? Cum se adresează aceste lucrările dumneavoastră? Totuși, ce public? Cine vreți să vă înțeleagă? Oamenii care se caută pe aceeași undă pe care o avem noi la momentul dat. Am peste 100 de expoziții și de acum observ ce fel de oameni vizitează expozițiile mele. În timp de ultimii 10 ani sunt oameni care îi văd pe la expozițiile mele și pentru ce îi fac. Se întâmplă câteodată fac o expoziție pentru o persoană și sunt curios ce mi-a spune. Pentru că acum e situația că pictorul nu mai face expoziții cu scopul de a vinde. De acum suntem și noi realiști. O expoziție se face pentru a te vedea. Prin ochii spectatorului. O încercare. Pentru a te vedea sau pentru a te valoriza? Pentru a mă vedea. Fiindcă eu pictez ca să mă înțeleg pe mine. Altă n-are rost. Este un punct de vedere foarte subiectiv. Păi arta creației e subiectivă. Deci ne interesează în acest moment câte ceva despre artistul Buzu. Folosiți o paletă cromatică foarte individualizată. La Blaj anul acesta am văzut că ați făcut în continuare într-o tehnică preferată. Despre ce ar fi vorba? Mai multe lucrări pe care ne-ați spus că ați vrea să le duceți mai departe. Deci vreau să-mi spuneți câte ceva despre ce ați reușit la Blaj și unde vreți să le duceți. Fac acum acorelă. Pentru mine acorela este o tehnică aristocrată, o tehnică foarte specială, mai ales că folosesc formate mari, e 1 m x 70 m și acoreala pentru mine este un moment foarte special, un moment poetic, fiindcă pictez
În acuarelă, numai când mă simt mai liber. Nu pot picta iarna, fac alte tehnice, ulei, acrilică, fac grafică, desene, dar acuarela este o tehnică specială și am nevoie de spațiu, de atmosferă, care o caut la tabla de creație și acuarela îți dă prilejul de a te înțelege, fiindcă acuarela este n-are, nu îi place să o acoperi, nu îi place să te acoperi, trebuie să fii transparent. Dar la plajele voastre lăsați muzeului un lucrare în ulei. Spuneați că legați stilistica sau tehnica de anumite stări. Da. Deci ați adus o lucrare în ulei care este lucrată în ce perioadă? Este lucrată iarna, fiindcă iarna îți dă anumite impulsuri. Și este lucrată, făcută iarna pentru blaș de vară. Deci noi sperăm să ne lăsați și o acuarelă cândva într-un muzeu de artă din România, dacă tot spuneți că această tehnică vă caracterizează și este atât de apropiată simțirii dumneavoastră. Nu știm pe când, dar am fi onorat să spun așa. Și eu. Mulțumesc. Când putem să începem, ne spui. Cum s-a născut Pieta la Blaș în 2004? Această lucrare pe care eu am realizat-o în acest oraș, Blaj,